Aș vrea să reamintesc aici pe acest platou că președintele la Iohannis a inițiat un program România Educată. Cer tuturor zălăoanilor să participe la votul de duminică pentru că acel proiect România Educată trebuie să continue astfel încât excelența în educație pe care o promovează Iohannis și în calitatea sigură a dânsului de fost profesor se continue. Altfel ne poate paște ceea ce a fost de-a lungul celor timpuri de PSD, de paste acea mocirlă a educației. Invit toți zăloanii să participe duminică viitoare, duminica viitoare, la votul din turul al doilea și, desigur, să voteze pentru o Românie educată.